Dar nu. Dragii mei, incendiu uriaș la groapa de gunoi a orașului. Băicoi. Glina, nu. Băicoi. Și n-am vorbit cu tine. Flăcările de... Băi, dar tu ai ceva cu fructele astăzi, pe cuvântul meu. Fructele, bă, risipe. Flăcările declanșate de o țigară aprinsă, vezi că de asta nu e bun. De fapt, de asta nu e bine să fumezi. Sănătatea, sănătatea, dar săracii locuitori din Băicoi, aici mi se pare că vine poanta. Zice, un incendiu violent a izbucnit duminică dimineață la groapa de gunoi din Băicoi, județul Prahova. Echipaje ample de intervenție au fost mobilizate pentru a stinge flăcările. E, acum e acum, ce credeți? Da, s-a emis mesajul roaler. Deci pentru cei din Băicoi, cum stăteau ei liniștiți duminică dimineață, ce? Arde groapa de gunoi! Că și, că, cred că se strigau peste ei, unii după alții, în sat. Băi! A venit roalertul! Ție ți-a sunat roalertul! Băi! Unde? La Băicoi! Băi! Ție ți-a... Sau cum i-a lăsat când se ia curentul și strigi la urmă. Băi, cine? Tu ai curent, așa e. Băi, ție ți-a intrat roalertul! Da, bine, lăsat când ți se ia curentul, trebuie să te împrumuți de o lumânare. A, da. Stimați telespectatori, băi, Viviana, ție ți s-a tăiat curentul! Nu, nu, că e luni și pentru mine de obicei luni e o zi foarte bună, deși știu că pentru mulți e așa mai greu să-ți intri în starea de muncă, dar astrele poate sunt de partea voastră, de partea noastră. Mădălina Manole este alături de mine în această dimineață. Bună dimineața! Vrem să știm ce se întâmplă. Muncim, ne dai energie? Muncim mult, avem luna în fecioară și suntem foarte muncitori. Perfect, abia așteptam să aud asta. Ai simțit o mai mare nevoie de a ne pune ordine în viață, de a ne organiza programul astfel încât să nu ne supra-solicităm. Astrele ne cer să fim atenți la detalii, răbdători și să evităm tendința de a-i critica pe cei din jur. Berbec, începi săptămâna în forță și reușești să-ți eficientizezi munca și să-ți desfășori activitățile în timp util. Fii mai atent la acțiunile care presupun migală. De fapt, fii atent la toate acțiunile tale pentru a nu te accidenta din grabă și neatenție. Taur, încearcă să-ți dedici timpul liber unor activități care îți fac plăcere și te relaxează. Ai nevoie să îmbini utilul cu plăcutul pentru ca starea ta de spirit să fie una bună. Este foarte probabil să primești o invitație în oraș, poate la o cină romantică. Gemeni, s-ar putea să fii nevoit să lași pe locul 2 activitățile profesionale pentru a te preocupa de casă, de treburi gospodărești sau administrative. Încearcă să fii mai tolerant cu cei dragi, în special cu părinții. Rac, astăzi te poți aștepta să fii mai mult pe drumuri, însă ai șansă să rezolvi situații legate de acte, să obții avize și aprobări. Dialogurile purtate azi vin cu idei, cu soluții, dar ai grijă la tendința de a fi prea critic cu cei cu care intri în vorbă. Leu, astăzi ar putea să faci niște plăți pe care le-ai tot amânat sau să te preocupi de încasarea unor sume de bani, poate de recuperarea unei datorii. Achizițiile făcute acum se vor dovedi practice și avantajoase. Fecioară, luna trece prin zodia ta și îți aduce un randament ridicat în toate activitățile pe care le întreprinzi. Ai grijă să nu devii excesiv de critic cu cei care nu pot ține pasul cu tine, mai ales cu colegii de muncă. Balanță. Nu te simți deloc în apele tale și randamentul este scăzut pentru acest început de săptămână. Încearcă să rezolvi doar prioritățile și în rest să te odihnești. Unii nativi se preocupă cu succes de rezolvarea unor probleme de sănătate. Scorpion, ești destul de eficient în desfășurarea activităților profesionale și nu numai. De preferat ar fi să nu te supra-soliciți, ci să ceri ajutorul celor din jur atunci când simți că nu poți face față unei situații. Săgetător, o zi bună din punct de vedere profesional, s-ar putea să ai parte de întâlniri cu persoane importante, să porți negocieri și să închei contracte. Totodată sunt posibile discuții cu șefii legate de administrarea unui buget sau a unei investiții. Capricorn, ești destul de tolerant cu cei care nu-ți împărtășesc opiniile și convingerile, însă nu este exclus ca un coleg să te enerveze cu insistențele lui de a-i da dreptate. Azi se pare că lucrezi mai bine singur. Vărsător, s-ar putea să fii preocupat de rezolvarea unui context financiar, poate de obținerea unor drepturi și avantaje materiale ale tale sau ale celor dragi. Nu faci investiții riscante, mai ales dacă nu sunt banii tăi. Pești, tendința ta de astăzi este de a-i lăsa pe alții să-ți facă treaba sau de a delega sarcini în stânga și în dreapta. De fapt, ai nevoie de mai mult timp pentru tine. Seara, reîncarcă-ți bateriile în mijlocul familiei.
într-adevăr, luni este despre muncă și despre organizare, așa că trebuie să ne înarmăm cu răbdare și să ne petrecem ziua cât mai frumos posibil, că uite și astrele ne îndeamnă în această direcție. Mulțumim, Mădălina! Mulțumesc și eu! Bursucule, astăzi ești pe treabă. Ai văzut ce frumos a spus la pești? Da. Într-adevăr, e de muncă, da, dar las pe voi. Ceea ce... În stânga și în dreapta. Domnul George, las pe tine. Las pe mine, bursucule. Vreau să spun o chestie. Sunt eu în emisiunea asta apărătorul poporului nostru, al României. Da. Al, pentru că ai văzut, m-am mai certat și cu invitații, care vin unii supărați cu problemele lor. Că vezi, Doamne, nu merge țara asta. E, uite că merge țara asta și vreau să zic următoarea știre. România a ocupat locul 1 pe națiuni la... Și să-mi spui tu, la ce crezi că a ocupat? Că nu te aștept. La Bob. Ai zice la Bob, ai zice la consumul de alcool, ai zice la orice, dar nu, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Junior 2022. Bravo, copii, cu cel mai mare scor pe echipe, atenție, cel mai mare scor pe echipe din istorie. Ai noștri au obținut 224 de puncte din 240 posibile, care este, mă rog, un record de apreciat. Îmi aduc aminte că... Am un podmolit la 16 puncte să facem max. E, uite, abia aici intervine românul, nu? Abia intervine. Întrebarea mea, care a greșit, bă? Bă, acolo la un plus cu minus i-a dat sună. Tu ai fost vreodată la Kanguru? La, la ce? La Kanguru. Era, concursul de matematică. Da, da. Și de franceză. Și de franceză. La ce, mă? Acolo era greu Kanguru. De cot. Ai copiat vreodată la Kanguru? Da. Că nu, era concurs niciodată. Cum să copiezi la concurs sau la olimpiadă? Nu se copiază, nu? Nu se copiază. Eu de-aia n-am mers, înseamnă. Da. Probabil. Eu dacă toată viața am copiat. De laudată performanța copiilor noștri și ne mândrim cu ei. Da, corect, bravo. Că vine o generație puternică și frumoasă din spate.